Unul dintre cele mai importante criterii în achiziția unei tastaturi de gaming este forma acesteia. Nu toate tastaturile sunt făcute după același calapod, iar preferințele gamerilor sunt sofisticate: cu sau fără palm rest, cu sau fără butoane numerice, cu sau fără butoane media. Lista este extrem de lungă și a nevoios de parcurs, dar de partea cealaltă a baricadei se află gamerii care preferă un design clasic, simplu, cu niște luminițe. Aici intră în scenă Marvo Scorpion KG935RGB, cea mai simplă, aparent, tastatură mecanică de la Marvo. Dar până la urmă, de ce ai cumpăra o tastatură cu un aspect clasic în contextul în care piața oferă atât de multe modele trăznite? Unul dintre motive ar fi eficiența standardului, chestie care, cu toate că sună ciudat, nu este. Scorpion KG935 se încadrează în standardul de utilizare, raliindu-se la niște steațuri de fabricație care fac tastatura extrem de familiară și confortabilă. Experiența de utilizare. Utilizarea este cât se poate de fluidă, spațierea dintre taste este clasică, layout-ul cu toate că vine cu un Enter Slim este unul tradițional, Marvo încercând pe cât de mult să simuleze lucrul tastaturilor IBM vechi, dar reușind să bine și un design minimalist foarte interesant. Scorpion KG935 are un șasiu din metal, pe care se sprijină switch-urile mecanice blue. Asta înseamnă că avem o rată de acționare pe buton de 55 de grame, nici prea prea, nici foarte foarte, fiind considerate compromisul perfect între gaming și productivitate. Există și acel click satisfăcător. Marvo alegând în switch-uri produse de Outemu, o companie care produce switch-uri mecanice mid și care se integrează foarte bine cu filosofia produsului. Simplu, în aparență. După cum am spus, avem un șasiu din metal pe care avem poziționate switchurile, șasiu care pe lângă un negru plăcut este înconjurat de niște margini lucioase care adaugă un plus de personalitate tastaturii. Aceste mici inserții fac diferența, astfel puteți folosi tastatura și la birou și acasă, existând acel sentiment de rafinat, tocmai grație acestor margini lucioase. Ceea ce nu ne-a plăcut a fost brandingul un pic excesiv, atât deasupra butoanelor direcționale, cât și pe tasta Space, alegere care taie puțin din eleganță. Dar, pe de altă parte, discutăm despre taste prin care trece lumina, astfel nu riși să rămâi cu vopsea pe degete sau simboluri pe kick-up-uri după o perioadă de utilizare îndelungată. Una caldă, una rece, cam asta ar fi ideea cu acest model. Dar dacă este să punem în balanță prețul cu aceste mici neajunsuri, Scorpion KG935 nu este un deal rău deloc, ba este chiar un bun, având în vedere că Marvo promite zero ghosting și taste RGB iluminate individual, ceea ce face customizarea, gamingul și utilizarea extrem de interesante. Ba mai mult, am putea spune că avem parte de o experiență personalizată, putând să-ți iluminezi după cum dorești fiecare tastă în parte. Un plus interesant pentru editorii de imagine, de exemplu, care pot asocia o funcție unei culori.